Colegiul Național Traian din Drobeta, Turnul Severin, a sărbătorit astăzi 139 de ani de tradiție și excelență. Prin efort, imaginație și inspirație, cadrele didactice, elevii și părinții și-au sincronizat energia pentru a readuce în prim plan faptul că fără identitate și prestigiu, o școală nu este decât o clădire pustie și rece. Ziua Colegiului Național Traian a fost sărbătorită cu fast, iar elevii și cadrele didactice au desfășurat o paradă de la liceu până la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde a avut loc festivitatea aniversară. Mândri și entuziasmați, elevii Colegiului Național Traian ne-au spus cât de bucuroși sunt că fac parte dintr-un liceu de prestigiu la nivel național. De asemenea, aceștia se bucură că pot participa la astfel de activități. Sărbătorim zilele Liceului Colegiul Național Traian. Suntem foarte fericiți să organizăm acest eveniment pentru că nu s-a mai organizat de ceva timp. Și suntem foarte mândri că putem să fim elevii unui colegiu atât de frumos, cu niște profesori extraordinari care ne susțin în tot ceea ce vrem să facem și ne-au susținut inclusiv în această idee extraordinară. Astăzi sărbătorim 139 de ani de tradiție și excelență. Mă bucur că am reușit să organizăm o paradă atât de mare și reușită. La mulți ani traianiști, la mulți ani CNT! La eveniment au participat și personalității de seamă, oficialității ale orașului, care au avut și au în continuare o strânsă legătură cu această unitate de învățământ. Primarul municipiului Marius Creciu susține concret educația pe plan local prin investiții în infrastructura școlară, dotări și sprijinirea elevilor, dar și a profesorilor. O sărbătoare frumoasă, o sărbătoare a unuia dintre cele mai bune licee din țară, Liceul Traian. Au plecat extrem de mulți oameni de calitate de aici și nu mă refer numai la vârfuri, ci la întreaga echipă a Liceului Traian. Nu puteam să lipsesc de la un astfel de eveniment. Pe lângă ziua liceului, astăzi vor fi premiați și olimpicii și chiar sunt mulți. Traianul beneficiază de un colectiv de profesori extraordinar și suntem cu toții conștienți că fără profesori bine pregătiți, fără profesori cu pasiune, ar fi destul de greu de obținut rezultate. Le urez din suflet la mulți ani să păstreze același ritm de muncă, aceleași performanțe, comunitatea și suntem tot timpul lângă ei. Colegiul Național Traian nu ar fi fost ceea ce este astăzi fără implicarea foștilor și actualilor profesori, care au format generații de elevi, punând bazele unor caractere puternice. Este un liceu deosebit, cu rezultate deosebite de-a lungul anilor și le urez să aibă în continuare aceleași foarte bune și remarcabile rezultate. La mulți ani, Traian, la mulți ani, domnilor profesori, domnilor foști profesori și, nu în ultimul rând, la mulți ani, dragi traianiști. Vă urez succes în continuare și să urmați tradiția, că este o tradiție deosebită. Pentru Colegiul Național Traian, ziua de astăzi reprezintă o adevărată sărbătoare, deoarece împlinim 139 de ani de existență, 139 de ani de tradiție și excelență. La mulți ani, Colegiul Național Traian! Un moment de o înaltă ținută, un moment de o înaltă emoție, pentru că se sărbătoresc aproape 200 de ani de la înființarea Colegiului Național Traian. Este un colegiu care pentru mine reprezintă în adâncul sufletului meu o mare valoare, deoarece sunt absolvent al acestui colegiu, sunt profesor de peste 20 de ani al Colegiului Național Traian, am fost director al Colegiului Național Traian, fiica mea este eleva Colegiului Național Traian și pot spune că ziua de astăzi este plină de emoție pentru mine și nu numai, după cum bine vedeți, pentru toți cei care simt și trăiesc traianist, să spun așa, și toată atmosfera este inaugurală și înălțătoare datorită și vremii, pentru că avem o vreme superbă, o zi de 13 mai, deși ziua Colegiului Național este 15 mai, ziua patron, însă am furat, să zicem așa, startul, pentru că de o săptămână se tot celebrează această zi. În final aș vrea să spun un singur lucru, vivat, crescat, floreat,
Colegiul Traian. Festivitatea a continuat pe scena Palatului Culturii Todor Costescu, unde olimpicii Colegiului Național Traian au fost premiați. Această unitate de învățământ se bucură de un număr impresionant de elevi care au obținut rezultate excepționale la olimpiadele naționale. Ne mândrim că suntem singura școală din județul Mehedinți care are o echipă de robotică și care în fiecare an obține rezultate. Competiția de robotică First Teach Challenge România, etapa regională, premiul al treilea, secțiunea Connect Award, echipa de robotică The Emperor. Urzicianu Vlad Ștefan, Zagara Mario, Ciobanu Daria, Pârvănescu Marian, Fota Călin, Partenie Mihnea, Popescu Andrei, Chiriță Mihai, Stoichiță Ioana, Teodorescu Sara, Falcan Delia, Raicu Tudor, mentor echipă, profesor Zagara Ana Gabriela. Școala a fost și este în continuare o instituție foarte importantă pentru societate, pentru comunitate, pentru că în școală se formează caractere și se modelează suflete. La mulți ani, Colegiul Național Traian.